Consider și calific închiderea centrului COVID ca o acțiune de atac rider din partea Ministerului Sănătății și a Guvernului asupra sănătății oamenilor. Eu cred că este o crimă din partea statului asupra cetățenilor săi. Că oamenii au nevoie de acest centru, deoarece sunt în pierderi financiare și nu pot organiza expoziții. Expoziții în an pandemic. Serios? Ceban mai spune că acțiunile Ministerului Sănătății sunt o dovadă a incompetenței manageriale și o proastă gestionare a situației legate de coronavirus. Totodată, Ceban subliniază că reprezentanții municipalității nu au fost invitați niciodată la Ministerul Sănătății să discute scenarii de intervenții și gestionare pandemică la nivel de municipiu. Acțiunile sunt o incompetență managerială și proastă gestionare a pandemiei COVID. Anume din lipsa scenariilor și acțiunilor strategice din partea Ministerului a adus la dezastru și la o tragedie națională provocate de pandemie în octombrie-noiembrie anul curent. Cu antirecorduri absolute și nemai întâlnite de decese zilnice. Reiterez, cu tot cu vaccinare, cu tot cu asistență, cu tot cu experiență, am avut săptămâni în care am avut cel mai înalt număr de decese înregistrat. În altă ordine de idei, primarul spune că la centrul COVID-19 de la Moldexpo se va asista spațiul pentru internare și va fi păstrat doar centrul de triaj. Edilul susține că municipalitatea pledează pentru păstrarea acestui centru, inclusiv paturile de spital, pentru un eventual val nou de infecții cu noul coronavirus. Am încercat să luăm legătură cu reprezentanții Serviciului de Presă ai Ministerului Sănătății. Aceștia au promis că revin cu un comentariu la acest subiect. Până la această oră însă nu am primit un răspuns. Reprezentanții Serviciului de Presă ai Guvernului nu au răspuns apelurilor noastre.